accept totul. Accept că a venit timpul să mă răzbun. So be it. Să mă răzbun în mine și să se proiecteze ce vrea. Că se renaște pământul și trebuie să-l ajut cum pot. Și pornesc toate răzbunările în mine. Și asta înseamnă dragoste. Cum eu o să rămân. Simți miros, plăcut. E o emoție feminină, chica, power of chica. Când simți urât, miros, la fel, emoție feminină. Foarte frumos. Auzeam o doamnă, măi, nu mai am miros, nu mai am miros. Și nu mai are țacaveta din fundul grădinii, din altă, de pe altă stradă. Nu mai avem miros. Păi nu avem miros, că dacă am... Are grijă universul. Că dacă am avea mirosul perfect tot timpul... Da. Are grijă universul. Și nu știam de ce nu trebuie să încarc căruciorul cu mâncare. Pentru că trăiești clipă de clipă și clipa asta e mâncarea bună în care ai încărcat un cărucior plin, o mașină de... să te salvezi de ce vine. Și ai adus acasă și e... și să ieși cu căruciorul plin și să nu te vezi din el, se strică și nu știi de ce ți s-a stricat, că cum ai cumpărat, că ai ajuns acasă, s-a spart, s-a scurs, s-a... Pentru că e clipă de clipă și trebuie să te folosești și să-ți cumperi. Asta eu am înțeles, înseamnă că și ceilalți, înțelesul meu, pe înțelesul tuturor. Cumperi numai cât să mănânci în clipa asta. Adică în ziua asta, cât e? De cât ai nevoie? De ce ai nevoie? Pentru că trăim o zi, că ea se învârte și se împarte și... Da, ăștia sunt fluturașii aia care trăiesc o zi, nimic nu e întâmplător și nimic nu e... ce în natură, totul ne spune, ne aduce pe tavă toate răspunsurile. Numai să fim atenți și deschiși. Și nu e vina nimănui că am fost cum am fost cu toții și eu de mine zic, închisă. Accept că am fost închisă, accept că mă deschid sau m-am deschis de tot. Vedem. Știu că am multe de învățat, accept că am multe de învățat din mine, dinăuntru, din natură, din situațiile care se întâmplă. Asta e viața mea. Ce e minunată. Și mă arunc în tot ce mi se întâmplă în viață cu drag și respect și onorez tot ce are pământul meu și propune și... E minunat. Super. Eu multe pot să-mi doresc, să fie așa sau să fie așa. Să fie așa cum știe pământul din mine să se transmute, să se încarce, să se descarce și să apară ca... cu respect ce vine și cu multă, multă onoare și dragoste. Și dacă hotărâm să fim în clipa asta răzbunătoare,
pământul din noi și să vedem ce se... Nu știm. Dacă hotărâm pentru dragostea noastră să trăim clipa asta în noi, de dragoste. Nu m-am dus și ciu-ciu-ciu-bu-ciu-ciu la nu știu cine sau am urlat că mă răzbun și nu... E în mine totul. Și toate emoțiile le arunc în mine. Mă arunc eu în ele, întâi le arunc emoțiile, după aia mă arunc eu în ele și rezolv. Și se întâmplă extraordinar totuși frumos.